Bună din nou și bine ați revenit la un nou videoclip! Astăzi ne vedem la această minunată lumină de bec pentru că trebuie să refilmez din păcate clipul cu cele mai așteptate cărți din 2020. Clipul de astăzi va fi unul mai scurt, evident, pentru că nu am ce să vă spun foarte multe despre cărțile astea, dar este un clip pe care mă bucur de fiecare dată să-l fac pentru că îmi dă ocazia să trec prin articole, să citesc ce se mai lansează, să caut lucruri noi, ceea ce mereu îmi place foarte tare. Vă anunț de pe acum că motivul pentru care clipul de astăzi va fi mai scurt este unul de fapt bun pentru mine, și anume faptul că majoritatea autorilor mei preferați au lansat un titlu nou în 2019. Ian McEwan a scos un titlu nou, Janet Winterson a scos un titlu nou, Barnes a scos un titlu nou, Asiman a scos un titlu nou. Prin urmare, mi-aș dori foarte tare ca 2020 să fie despre aceste cărți și despre multe, multe alte cărți foarte frumoase pe care le am în bibliotecă și pe care îmi doresc de multă vreme să le citesc. Prin urmare, sper ca în 2020 să nu fac ravagii foarte, foarte mari, însă acestea 5 cu siguranță vor fi pe lista mea de precomandă. Prima este o carte care m-a făcut să chiță-i, efectiv. Cred că am mai zis asta într-un clip despre altă carte. Rar chiță-i când vine vorba de cărți. Dar asta, efectiv, am simțit că mi se umple sufletul de bucurie. Este, evident, vorba de noul volum Hunger Games de Suzanne Collins. Știu, în ultima vreme v-am tot zis că Young Adult, că nu mai-mi place, că mi. Nu, când vine vorba de Hunger Games, nu se pune problema de absolut nimic. Este cu siguranță una dintre seriile mele preferate din toate timpurile, cred. Mi-a plăcut la nebunie, este absolut fenomenală. Și mi-a plăcut într-atât de mult încât știu că pe primele 3 le-am citit în maxim o săptămână și un pic TMI, dar pe prima am citit-o într-o zi și efectiv nu o lăsam în mână nici ca să mă duc la baie, într-atât de mult mi-a plăcut. Și prima mi-a plăcut cel mai mult, a doua mi-a plăcut iar foarte tare, a treia un picus mai puțin, deși și aia foarte mult, tocmai pentru că nu mai aveam jocurile în centru. E bine, acum ne întoarcem în arenă. Acum avem cea de-a 10-a ediție a Hunger Games. Îmi place foarte tare că nu mai este Katniss personaj principal, așadar putem să o luăm de la capăt, practic. Și îmi place foarte tare faptul că fiind a 10-a ediție a Hunger Games, suntem mai aproape de revoltă, lucrurile probabil sunt mai dureroase și mai proaspete. De-abia aștept. O altă carte care mă bucură foarte tare este din cu totul alt domeniu. Este vorba despre Midnight Library de Matt Haig. Tot ce știu despre cartea asta este că va avea loc într-o bibliotecă și că personajul nostru principal este o persoană care recitește, dacă am înțeles eu bine, în fiecare noapte, viețile pe care ar fi putut să le aibă. Nu știu exact cum, în ce fel sau de ce se întâmplă chestia asta, dar mi se pare uluitor și mi-ar plăcea foarte tare să avem cu adevărat ocazia să facem asta. Va suna un pic cucu următorul minut din acest videoclip, dar eu cred într-o mare măsură în ideea asta de butterfly effect, faptul că fiecare alegere pe care o facem, fiecare decizie pe care o luăm, ne influențează viața mai mult sau mai puțin. Și mai mult decât atât, cred că sunt multe lucruri pe care le facem de care măcar nu ne dăm seama cât de mult ne influențează viața de fapt. Și nu spun asta cu regret, pentru că îmi place să cred că nu am regrete, până acum cel puțin, dar mai degrabă cu curiozitate, cred. Și mi-ar plăcea să văd cum ar fi fost Irina dacă în anumite momente aș fi luat alte decizii în viața mea. Mi se pare că sună foarte bine, plus că acțiunea are loc într-o bibliotecă, come on. A treia carte care îmi face cu ochiul este o carte scrisă de Frederick Backman. Din fericire pentru mine mai am mult material la Backman, am citit doar 2 cărți de ale lui și mai am cel puțin 3 prin care vreau să trec, cred. Dar anul ăsta lansează și una nouă, se numește Anxious People și tot ce am vrut să aflu despre ea este faptul că avem un centru, un jaf, dar mai mult sunt curioasă de titlu decât orice altceva, pentru că nu-mi dau seama dacă The Anxious People sunt cei care comit jaful sau The Anxious People sunt cei din clădirea respectivă în momentul în care are loc jaful, pentru că evident e nasoală situația, sau sunt anxious pentru că avem viețile lor de dinainte și începem să aflăm care sunt poveștile din spate. Titlul, de fapt, mă intrigă cel mai tare, cred. Cu următoarele 2 cărți recunosc că trișez un picuț, în sensul că următoarea carte este scrisă de o autoare de care nu am citit nimic până acum. Este vorba despre Emily St. John Mandel. Emily St. John Mandel a scris o carte care se numește Station 11, acum niște ani, o carte pe care eu am cumpărat-o pentru Biblioteca British Council când s-a lansat în Marea Britanie și știu că în momentul ăla descrierea mi-a plăcut foarte tare.
E bine, fast forward câțiva ani, eu tot nu am citit cartea asta, deși eu am în bibliotecă și mereu spun că în momentul în care o să vreau să citesc un thriller la ea o să mă duc. Nu s-a întâmplat asta încă. Dar, cu atât mai mult vreau să citesc, cu cât am auzit-o recent pe Sona de la Box and Quill spunând că i-a plăcut foarte, foarte tare și că este una dintre cele mai bune cărți citite în ultima vreme. Și știți că eu mă încred foarte mult în gusturile Sonei, așadar ar trebui să-mi placă și mie. E bine, Mandel se întoarce cu o nouă carte anul ăsta, care se numește The Glass Hotel, care e un thriller un pic diferit, cred, față de ce citesc eu în mod normal când citesc thrillere, pentru că am impresia că totul se va situa într-o lume un picuț mai high class. Tot ce știu despre cartea asta este că, pe de-o parte, avem de-a face cu un caz de delapidare, avem tot felul de fraude financiare, ceea ce mă face pe mine să cred că avem niște cercuri un picuț mai înalte, dar, în aceeași măsură, o femeie dispare. O femeie dispare într-un lac, pe un lac, nu știu exact în cum se întâmplă chestia asta, ceea ce, din nou, mă face să cred că poate acest Glass Hotel este ceva foarte izolat, dar nu-mi dau seama cum se va face puntea între problemele financiare și dispariția ei. Dacă ea este implicată în problemele financiare, no idea. Oricum, de-abia aștept să mă citesc un thriller bun, 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 care să nu mă lase să las cartea jos. Și ultima mențiune pe care vreau să o fac, pentru că e un triș în adevăratul sens al cuvântului, chestia e că nu știu dacă se lansează o carte sau nu, dar dacă s-ar lansa, mind-blowing, zică-se, umblă vorba prin târg, rumor has it, că Gail Honeyman ar scoate o carte nouă. Nu știm cum se cheamă, nu știm despre ce este vorba, eu nu am văzut vreun interviu cu Gail Honeyman în care să vorbească despre asta, dar este anunțat o dată de publicare ca fiind 6 aprilie, ceea ce mie mi se pare un pic dubios, pentru că dacă ar fi peste 3 luni, am ști ceva, am ști măcar despre ceva tot ar trebui să știm, nu știm absolut nimic. E bine, dacă în schimb ar scoate-o, ar fi una dintre cele mai bune vești ever, pentru că, pentru cine nu știe, mie mi-a plăcut Eleanor Oliphant is Completely Fine la nebunie. Am citit-o în 2018, cred, și am făcut și o recenzie și o să las link-ul mai jos. Și de atunci am zis că aș vrea musai să mai citesc ceva de ea, pentru că mi-a plăcut stilul maxim. Bun, cam astea sunt cărțile care mie mi-a făcut cu ochiul din ce au anunțat editurile că urmează să publice în 2020. Evident, din nou se spune că ar lansa George R. R. Martin Game of Thrones volumul 6, evident sunt sceptică, evident, din nou avem foarte mult Young Adult anunțat, pentru că scriitorii de Young Adult sunt mult mai prolifici, dar ce mi-a plăcut foarte tare este faptul că anul ăsta avem multe debuturi, sau cel puțin pe site-urile editurilor din afară apar multe debuturi care au potențial foarte interesant, par foarte interesante. Așadar, sunt convinsă că la un moment dat o să mai bag nasul așa și în cele mai noi lansări și mi-ar plăcea, poate, după ce mai termin din toate cărțile pe care vreau să le citesc, să încep să citesc și mai în blind. Mi-ar plăcea să pun mâna pe cărți de care n-am auzit, scrise de autor de care n-am auzit, doar pentru că mă intrigă intriga. Nu știu, cred că ar fi o idee bună și un exercițiu bun pentru a descoperi și lucruri noi. Eu însă o să mă opresc aici cu videoclipul, dacă v-a plăcut dați-mi un thumbs up. Nu uitați să-mi spuneți în comentarii care sunt cărțile pe care voi le așteptați cel mai mult în 2020, ca să pot să mi le trec și eu pe listă. Până zilele viitoare, când noi ne vedem cu o recenzie, nu uitați să citiți cât se poate de mult, să-mi spuneți și mie ce mai citiți. Bye!